Reprezentanții ai presei, Igor Dodon, de la o vreme, spune că el e politician de un an de zile. El se face că uită că a fost 3 ani președinte și n-a făcut nimic, l-a slujit pe Plahotniuc. El uită de perioada când era deputat, când la fel l-a slujit pe Plahotniuc. Dar cel mai mult, Dodon vrea să uite cu tot din adinsul de perioada când era ministru al economiei. Și astăzi vreau să vă prezint o trecere în revistă a celor 13 păcate ale ministrului economiei Igor Dodon. Ori astăzi este o frumoasă aniversare. Nu știu cum de dumnealui nu sărbătorește. Se plinesc 14 ani de când dumnealui a devenit ministru. Foarte tânăr, ambițios, promițător. Dar ce a făcut el în acei 3 ani cât a fost ministru? Cu ce s-a remarcat? Cum a contribuit la dezvoltarea economiei? Acum și le trecem pe toate pe rând. Cu ce se asociază cetățenilor Republicii Moldova noțiunea de mafia cărnii? Și când a apărut în Republica Moldova această noțiune? Anume atunci, în anii 2000, pentru fiecare kilogram de carne, cetățenii mai plăteau încă 20 de lei deasupra, care se duceau în buzunarele așa numitei mafia cărnii. Iar Igor Dodon era anume ministru la acea perioadă. Mai mult decât atât, în 2008, Comisia abilitată cu eliberarea autorizațiilor a trecut din subordinea Ministerului Agriculturii în cea a Ministerului Economiei. Întâmplător sau nu, odată cu impunerea monopolului asupra importului de carne, directorul adjunct a Agenției Sanitare Veterinare, implicat în eliberarea licențelor, a fost numit nimeni altul decât fratele lui Igor Dodon, Alexandru Dodon. Importatorii susțin că anume el, de el depindea în mare măsură eliberarea acestor acte și obținerea autorizației. Presa a scris că anume Igor Dodon, în perioada când era ministru, ar fi instituit un monopol la importul de carne prin aprobarea regulamentului cu privire la eliberarea autorizațiilor pentru importul de produse din carne, în baza căruia o comisie specială pe care o conducea putea elibera autorizații cui doreau ei. Printre oamenii de afaceri acuzați de directorul Centrului Național de Combatere a Crimelor Economice, pe atunci Viorel Chetraru, ar fi spus că în beneficiar al mafiei cărnii era și nimeni altul decât Sergei Ialov, omul de încredere al lui Plahotniuc. Și ne aducem aminte, în vara lui 2009, la acea faimoasă dezbatere electorală, când însuși Marian Lupu, în acel moment deja fostul colegă lui Igor Dodon, îi reproșa într-un platou de televiziune că anume Igor Dodon a fost acel care a creat acest monopol, acea mafie a cărnii, în folosul lui Vladimir Plahotniuc. Un alt episod, schema cu importul de energie electrică. Schema a apărut în 2008, atunci aveam doi furnizori. Moldavska Agres, din teritoriul din stânga Nistrului, și furnizorul din Ucraina, Ukrenergo. Aproape toată energia a fost livrată de Ukrenergo la un preț de 3,9 cenți, dar de la 1 iunie s-a scumpit cu 10%. Apoi s-a mai scumpit. Prim vicepremierul Igor Dodon anunța atunci că aceasta e de fapt un mare succes, pentru că, vezi, doamne, ucrainienii cereau 50% mai mult. Dar prin culoarele de la Chișinău se vorbea că majorarea prețului s-a făcut în beneficiu unei firme înregistrate în Ungaria, în spatele cărei ar fi persoane din conducerea Republicii Moldova și a Ucrainei. În urma negocierilor, în ghilimele, în schema de import a curentului electric din Ucraina, a apărut un intermediar. Era vorba de companie energetică Energopartner, înregistrată în Budapesta, de la care inițial s-a procurat 30% din energie, la un preț de 5,3 cenți, iar apoi acest procent a ajuns la 72%. Dacă Republica Moldova ar fi procurat de la energie de la furnizorul ucrainean, ar fi economisit 14,5 milioane de dolari. Și responsabil de această șmecherie a fost nimeni altul decât guvernul Zinaidei Greceanei și nemijlocit vicepremierul și ministrul economiei Igor Dodon. Greceanei a declarat că energia electrică din Ucraina se importă doar printr-un operator și nu cunoaște nici despre o schemă.
La numai două săptămâni, autoritățile din Ucraina au anunțat oficial că exportul către Republica Moldova se efectuează printr-un intermediu a doi operatori, Energocom și Energopartner. De ce au mințit atunci doamna Greceanu și domnul Dodon? E de la sine evident, pentru că erau implicați. În 2017, un grup de experți au analizat acea afacere, în ghilimele, gestionată de Dodon pe când era ministrul economiei și au constatat, în baza analizei, mai multor informații oficiale de la ANR, că doar într-un an acea firmă a adus prejudicii de milioane. Tot atunci, procuratura a inițiat un proces penal în care erau vizați Dodon și doamna Greceanu, astfel aceștia devenind șantajabili de către nimeni altul decât Vlad Plahotniuc. Și aceștia, fiind șantajabili, l-au servit docil. Un alt episod, la fel de rușinos, Hotelul Național, un adevărat monument al falimentului și al corupției din Republica Moldova. La foarte scurt timp de când a devenit ministru, la doar două luni, în noiembrie 2006, a fost organizat concursul investițional la care a participat firma Alpha Engineering, Business Global, Elite Sport și Immobil Area din Italia, care dețineau mai multe hotele de la franciza Radisson, cea de-a patra firmă. Dar a câștigat, cine credeți? Alpha Engineering din Căușeni, care a intrat în posesia 83% din acțiunile Moldova Tour, care deținea Hotelul Național. Exact atunci când era Igor Dodon ministru. Această bijuterie pe vremuri a turismului din Moldova a fost vândută unei companii din Căușeni, înregistrată doar câteva luni înainte, fondată de o firmă din Estonia și ea fondată cu scurt timp înainte, având în conturi doar 4.000 de crone estoniene, doar 3.000 de euro. Director era nimeni altul decât un consilier municipal comunist, coleg de lui Igor Dodon. Dar în scurt timp, atenție, această firmă, Alpha Engineering, ajunge în proprietatea unui offshore olandez, Generation Financial, care făcea parte din grupul financiar OTIF Prime Holding, controlată de către cine credeți? Vladimir Plahotniuc. Astfel, firma Alpha Engineering este menționată și de către Vyacheslav Platon în plângerea penală depusă în august 2016 la DIICOT, precum că Plahotniuc ar fi vândut hotelul și alte active în 2011. Alpha Engineering, în calitate de fondator, apoi a fost schimbat fondatorii, iar în noiembrie 2014 a fost implicat în operațiuni de sute de milioane în așa numitul furt a miliardului. În 2010, procuratura a inițiat o cerere de chemare în instanță de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a pachetului acțiuni de la Moldova Tour. Cererea a fost respinsă de către Curtea de Apel Economică și decizia a fost menținută de către Curtea Supremă de Justiție. În 2019, judecătoria Căușeni a respins deja acțiunile în justiție intentate de APP de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare. În iunie 2019, Curtea de Apel din Chișinău a respins cererea APP fiind menținută hotărârea primei instanțe. Astfel, încă un obiect foarte important, cu ajutorul lui Dodon, dispare de proprietatea statului. Casa Sărbătorii, care de fapt e o casă a tristeții. Pentru că în ianuarie 2007, când Dodon era ministru, responsabil de proprietatea statului, într-un pavilion de la Moldexpo, apare Casa Sărbătorii, unde 12,5% din acțiuni erau scrise pe nimeni alții decât finii de cununie a lui Igor Dodon. În perioada 2007, când Dodon ocupa funcția de ministru al economiei, în calitate de o fină de a lui Dodon, activa în calitate de manager la Casa Vinului. Și ulterior a deținut 12,5% din acțiunile Casa Sărbătorii. Cum se face că o tânără, ruda ministrului, a devenit fondatoarea unei întreprinderi situate în centrul expozițional Moldexpo, în subordinea ministrului economiei? E o cotă parte care, în viziunea multora, seamănă cu un comision. Astăzi, Vadim Filipov, finul lui Dodon, este angajat la SPPS și îl însoțește pe nănașul Dodon în toate călătoriile sale de lux peste hotare. Mai târziu, majoritatea obiectivelor de pe teritoriul Moldexpo ajung în posesia lui Plahotniuc, unde își face holding mediatic, obținând prin decizii judecătorești peste un hectar de pământ.
o altă rușine, un alt păcat din cele 13, complexul hotelier Codru. În iunie 2008, guvernul introduce în lista de privatizări, la, prin modificarea legii semnată de către Igor Dodon, complexul Codru. Deși societatea civilă a criticat acele proiecte, totuși s-a mers înainte. Cei care au privatizat era compania Daranian Holdings, asociată cu Plahotniu. Prețul privatizării a fost de nimic, deși suprafața hotelului era de peste 12.000 de metri pătrați, iar terenul era și mai costisitor. Hotelul avea 145 de camere, 9 apartamente și un raport a Curții de Conturi stabilise că din acea tranzacție statul urma să încaseze cel puțin 212 milioane de lei. Adică de 4 ori mai mult decât a încasat, pentru că a încasat doar 50 de milioane. Ulterior, în 2007, APP a vândut și terenul la un preț de doar 1 milion de lei. Procuratura a înaintat în instanță de judecată o cerere privind declararea nulității acelor acte încheiate cu încălcarea legislației, dar fără succes. Un an în urmă, fiind Parinvest, vestita firmă deținută de Plahotniuc, a vândut hotelul unei din cele mai mari bănci din Moldova, care își construiește deja acolo sedii. Deci, iarăși, un obiectiv foarte important, cu mâinile lui Dodon, ajunge în buzunarul lui Plahotniuc. Parcul la izvor, sau mai bine zis, restaurantul la izvor. În august 2007, iarăși pe vremea când Dodon era ministru, este scos la privatizare, de rând cu alte 2283 de obiective și inclusiv, atenție, o listă cu obiective de menire socială, nefinalizate cei drept, școli, grădinițe, centre medicale, toate au fost scoase la privatizare, pentru că ministrul economiei Dodon nu ducea capul cum să finalizeze acele obiective. Și acum ajunge să se promoveze cu tăierea lenții în WC-ul. Dar în perioada când era ministru, a privatizat școli, spitale, grădinițe. Acea hotărâre de guvern, 945, semnată de Greceanu și Dodon, scoate, după cum spuneam, la privatizare acel restaurant. Agenția de proprietate publică subordonată lui Dodon scoate acel restaurant la privatizare și acesta ajunge bine mersi să fie privatizat și în anul 2010 firma Ghiocel Dalg fuzionează cu Finpar Invest. Deși era în paragin, era bine păzit de firma Argus, care tot e aparținea lui Plahotniuc. Apoi compania a cerut în instanță drept asupra celor două insule. Primăria a fost obligată de către Curtea Supremă să dea în locațiune cele două insule firmei Finpar Invest, administrată de Ghenadie Sajan și fondată de offshore-ul din Olanda, Otif Prime Real Estate. Această firmă deține în proprietate restaurantul aflat la câțiva metri din cele două insule. Grădina Moldovei, un alt episod rușinos din palmaresul lui Igor Dodon. Este vorba de un teren de 10 hectare în perimetru autogării de nord, CET1, Calea Basarabiei și Tudor Vladimirescu. Deci un teren extraordinar de scump, cu o locație în inima orașului. Cândva pe el se întindeau sere, în perioada sovietică. Și comuniștii, 15 ani în urmă, au dorit să-l transforme într-un complex comercial agricol denumit Grădina Moldovei. Dar a ajuns Grădina lui Plahotniuc, cu ajutorul lui Igor Dodon. În 2006 terenul este transmis în arendă pe 99 de ani unei firme, Gifi Vostok, cu girul Ministerului Economiei, condus evident de Igor Dodon. Aceasta apoi cedează arenda firmei Best Travel SRL. Apoi este scos la privatizare de către nimeni alt Igor Dodon și Zneda Greceanu. Privatizarea are loc prin licitație, câștigă firma Best Travel la doar 16,8 milioane de lei. Apoi, în septembrie 2010, Best Travel vinde terenul cui credeți, Finpar Invest, desigur, cu deja 29 de milioane de lei. Prețul aproape două ori mai mare decât cel achitat în 2008, dar de două ori mai mic decât cel de piață. Raportul Camerei de Comerț, valoarea lotului de teren este de cel puțin 82 de milioane de lei.
În aprilie 2018, terenul 10 hectare este evaluat la, atenție, 320 de milioane de lei, suma de 10 ori mai mare decât cea cu care a fost cumpărat. Anume, această valoare este inclusă în capitalul social al Real Concept Imobil și vândută unui offshore de Gibraltar, care apoi o vinde unei companii de construcții din Chișinău și acum acolo, bine mersi, să construiesc niște blocuri. O altă bijuterie, Sanatoriul Moldova. Sanatoriul Moldova dispune de 18.000 de metri pătrați de spațiu în cel mai scump sector din Odessa, Arcadia. Dar, de fapt, terenul este o adevărată bijuterie, pentru că costă cel puțin 10 milioane de dolari. În august 2008 are loc privatizarea sanatoriului de firma Sky Invest Group, creată cu jumătate de an înainte. Dodon intervine de mai multe ori pe lângă autoritățile ucrainene pentru a sprijini investitorul Sky Invest Group, și care este singurul participant la concurs. Firma are în capital social doar 5.400 de lei, cum se întâmplă la noi des. Inițial firma avea o adresă juridică în Durlești, fondatorii fiind cetățeni ruși Denis și Iuliana Savun. Înainte de licitație, directorul și asociatul unic a devenit ucrainean, cu adresa juridică de la hotelul Cosmos, Negruții 2. Evident că era vorba de o firmă fantomă. În 2011, Curtea Supremă a anulat contractul de vânzare-cumpărare a sanatoriului din cauza că firma nu achitase prețul vânzării în termen stabilit. De atunci și până în prezent a urmat un ping-pong prin instanțele din Republica Moldova și Ucraina, care durează și până astăzi. Treptat fondatorii se schimbă, SRL-ul devenind LTD offshore din Cipru, procese de judecată au loc până în prezent, după cum spuneam, și Moldova riscă să piardă această bijuterie din Odessa, iar acum deputatul Andronache, care a plecat de la PD și face jocul lui Dodon, patronează această tranzacție în gărdășie cu guvernul Chicu, fiind toți subordonați lui Dodon. Deci a început procesul cu Dodon și acum vor, bine mersi, să vândă și să finalizeze această hoție tot cu ajutorul lui Dodon. Metal Feroz, o altă pagină rușinoasă, monopolul de la Metal Feroz, despre care s-a vorbit atât de mult în ultimii ani, a apărut tot pe vremea lui Dodon, când el era ministru, iar directorul financiar, în scurt timp după numirea lui Dodon ministru, a fost cine altul? Nimeni altul decât Sergiu Catana, nașul de economie lui Dodon. Și în ultimii 8 ani s-au schimbat 3 directori la Metal Feroz, dar directorul financiar a rămas unul și același. Deci directorii se schimbă, dar directorul financiar e din nemișcat, pentru că e ruda lui Dodon. Și de atunci s-au făcut și s-au menținut toate mișmașurile, inclusiv acel monopol rușinos despre care s-a vorbit și despre care au avut de suferit atât de mulți oameni. Inclusiv au fost și întemnițați, domnul Ieșanu, spre exemplu. O altă rușine, falimentul fabricii de conserve din Călăraș, când Igor Dodon era viceprim-ministru și ministru economiei. Potrivit presei, 32% din acțiuni au fost cumpărate de Boțoc Alina, secretarul lui Dodon. 5% din acțiuni au fost cumpărate de compania Hunter Elite Club, care aparținea lui Gennadi Mereanu, cumnatul lui Dodon. 40% aparțineau lui Mihail Vădicescu, directorul fabricii. În anul 2013, liderul socialiștilor ar fi obținut un credit de 10 milioane de lei de la o bancă comercială, iar drept gaj a pus bunurile imobiliare ale fabricii. După ce a contractat împrumutul, Dodon s-ar fi certat cu directorul întreprinderii, deoarece cel din urmă nu a primit niciun ban. Unii angajați ai fabricii au recunoscut că fabrica are datorii față de majoritatea angajaților. Astfel, fabrica a falimentat. Dodon a luat tot pachetul de acțiuni, mai mult de 50%, de fapt majoritatea. El a dictat distrugerea. Așa spun oamenii din localitate care cunosc bine situația foarte rușinoasă din palmaresul hoțiilor lui Igor Dodon. O altă rușine, fabrica de milioane a lui Dodon, Institutul de Economie și Finanțe și Statistică. Din 2006, când Dodon era ministru, a secătuit bugetul statului peste 3 milioane de lei, prin intermediul acestui institut, unde el figura ca angajat, deși n-a prestat nicio serviciu, dar a beneficiat regulat de salariu de 6-7 mii de lei pe lună, fără ca să facă nimic. După ce s-a aflat de această hoție,
colaboratorul științific Igor Dodon, în ghilimele, a restituit banii, este cerere înscrisă semnată de Igor Dodon. Însă doar 72.000 de lei. Unde a dispărut diferența? Dacă o caută cineva, nu-i clar. După care a încercat să spele urmele, înaintând guvernului un proiect de hotărâre pentru lichidarea acestei instituții. După revizia Centrului Combaterea Crimelor Economice și după divulgarea acestei scheme frauduloase de însușire a banilor publici, participanții la aceste tranzacții au lansat un plan de lichidare. La doar câteva săptămâni de la încheierea revizii tematice efectuate de CCCEC. Pe ordine de zi a guvernului a apărut propunerea lui Igor Dodon și, el fiind raportorul principal pentru a lichida. A existat și o ordonanță de pornire a urmăririi penale prin care Igor Dodon, fiind angajat fictiv acolo, a primit acești bani fără să presteze careva servicii. Și de, inclusiv și pe acest dosar penal la procuratură, Dodon era șantajabil, ca și pe multe altele din cele care le-am menționat acum. Afacerea Giurgiulești, o altă capodoperă lui Dodon. Știm foarte bine cât de greu a fost creat acel port și câte multe beneficii fiscale de-a lungul anilor a beneficiat acel port. Fondatorii acelui terminal sunt câteva companii aziere și Thomas Moser, compania Danube Logistics. Igor Dodon se lauda că de fapt el e mândru că în 2005-2009, anume sub responsabilitatea lui, a fost realizat așa un proiect investițional. Deși la moment portul se află într-o dispută fondatorii dintre acționari. Iar recent în Parlament a apărut o lege foarte controversată. Iar socialiștii lui Dodon au luat partea unuia din investitori. Și legea obscură pare să avantajeze unul din părțile conflictului, care, după cum se știe, beneficiază și așa de foarte multe beneficii fiscale, fără a îndeplini obligațiunile contractuale. Și ultima din cele 13 păcate, dar nu cel din urmă, creditele lui Dodon de la BEM și falimentul fabricii de vin din Cojușta. Zinaida Greceanu, când era ministru finanțelor, și Dodon când era vicepremier și ministru economiei, au creat scheme prin a credita companii afiliate lor. Ministerul Finanțelor a numit reprezentanți în Consiliul de Administrare al BEM-ului, în care statul pe atunci încă mai deținea controlul majoritar, și prin intermediul reprezentanților săi în Consiliul Administrației Băncii. Statul putea influența politica de creditare a BEM. Zinaida Greceanu avea desemnați membri în Consiliul BEM, încă de pe timpul când era ministru finanțelor, și a numit soțul Alexei Greceanu în Consiliul de Administrație a fabricii de vin Cojușna. Fabrica de vin din Cojușna era creditată cu 1,66 milioane euro și 500 de mii de dolari, iar în 2010 această fabrică falimentează. În 2011, firma offshore Alvind Prim, înregistrată în Cipru, al cărei proprietar beneficiar era tot Alexei Greceanu, ia un nou credit în valoare de 40 milioane de lei de la BEM pentru a răscumpăra gazul fabricii de vinuri. Creditele neperformante ale companiei se regăsesc în raportul Kroll. Astfel, în conformitate cu datele raportului, compania britanică Rosio Alliance, din care Shore răscumpăra creditele neperformante de la BEM, preia și creditul de 46 de milioane. În acea perioadă, în 2006-2010, întreprinderile afiliate lui Dodon, Sanin SRL, Sanin Plus, contractează de la BEM credite în valoare totală de peste 10 milioane de dolari. Proprietarul acestui grup de companii, intrat în insolvabilitate, Beristeicu Alexandru, este unul din finanțatorii Partidului Socialiștilor și prieten de lui Dodon. Iată doar 13 păcate a lui Dodon, despre care a scris presa pe larg și despre care puteți să vă informați foarte temeinic, pentru că tot ce am redat eu astăzi sunt luate din materialele jurnalistice și investigațiile jurnalistice, lucru pentru care mulțumesc presiei de Republica Moldova. Și acum noi ne întrebăm, de ce avem pensii atât de mici și ne aruncă acum Dodon pensionarul cu 19 lei în bătaie de joc? De ce țara asta este atât de săracă, având pământ roditor și oameni muncitori? Pentru că în toți acești ani s-a furat ca în codru. Doar în aceste 13 cazuri,
E vorba de sute și sute de milioane de lei, care nu au ajuns la școli, la spitale, nu au ajuns la pensii. Și de asta avem acum pensii atât de mici și sărăcie pe care o avem. Și pensionarii sunt cei mai vulnerabili. Și Dodon are tupeul să îi exploateze în continuare fără rușine, deși în perioada când era ministru nu a făcut nimic pentru oamenii de rând. Doar a furat și a avut grijă să agonisească cât mai mulți bani și să-l ajute pe Plahotniuc să pună mâna pe toate aceste obiective atât de valoroase. Cum, dacă cineva din colegii mei vrea să adauge câteva cuvinte despre cum e să fii pensionar în Republica Moldova când Dodon fură și a furat atât de mult și de asta nu vrea să vorbească despre perioada când era ministru. Pentru că știe că toată perioada aceea este o mare și mare rușine. Nu atât pentru el, dar pentru cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Vreți cineva să adaugi și să spuneți ceva cuvinte? Dacă nu, atunci vă mulțumim. Dacă nu, atunci vă mulțumim și vă dorim o zi bună.